Este mulțumită și împăcată de viața trăită. Acum, ajunsă la venerabila vârstă de 100 de ani, doamna Tatiana Stefanișina din municipiul Soroca a adunat într-un secol de viață și momente triste și frumoase, dar și povara pierderilor și greutăților prin care a fost dat să treacă. La vârsta onorabilă pe care a împlinit-o, primarul municipiului și angajații primăriei au vizitat sărbătorita și i-au oferit flori, diplomă și un cadou bănesc. Semn de recunoștință pentru viața trăit cu demnitate și cu prilejul împlinirii vârstei de 100 de ani. Що весь город, значит, поздравляет вас с днем рождения. Спасибо вот так, большое. Вот. Очень большое. Да. Очень большое. А здесь 5000 лей. Tatiana Stefanișina s-a născut în regiunea Viniței, Ucraina, dar toată viața a trăit și a muncit în orașul Soroca. Astăzi, femeia se bucură de un nepot și trei strănepoate și locuiește împreună cu una din cele două fiice. Una, din păcate, i-a decedat. În Ucraina. Приехали туда после войны, здесь было работы много. А у швейной мастерской. Это дом быта. В молодости было тяжело, конечно. После войны как раз было тяжело. Было. Сейчас уже лучше. Сейчас ничего, можно жить. Я пережила многих своих теток, дядей всяких. Acum, ajunsă la un secol de viață, omagiata se mai poate mândri cu o memorie bună, fiind în stare să citească și chiar învață limba română, încercând să traducă din cele citite. Cât despre secretul longevității, ea crede că acesta constă în faptul că omul trebuie mereu să fie în mișcare și să muncească. Biru atoșco, oșchi, iocco, și citaie. Să trudiți хорошо. Движение, работа. Femeia spune că cel de-al doilea război mondial și foametea i-a lăsat amintiri grele și nu a crezut niciodată că va ajunge să mai trăiască zile de război. De aceea îi este greu să vadă ce se întâmplă în țara în care s-a născut. Это трудно сказать. Каждый защищает свою страну как может. А что у них? Что они не поладили? Бог я знает. Primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, susține că întâlnirile cu oamenii care își sărbătoresc centenarul sunt adevărate lecții de viață. Născut în secolul trecut, mătușica Tatiana a rămas și rămâne și va fi pentru noi o legendă, pentru că a împlinit în apropiatul timp 100 de ani. Și să știți că am prins-o cu o minte limpide, cu o gândire coerentă, ca prin ceață și-a amintit și de copilărie, și de viața trecută, și cum a trecut războiul, și cum a trecut foamea, și toate necazurile vieții. Și alături de ea i-am prins sufletul frumos pe care l-a purtat și l-a adus 100 de ani în spate. Sufletul frumos. Iar morala vizitei noastre de astăzi ar fi că fiecare om își trăiește viața cum crede, dar cu condiția să-și o trăiască cu omenie și cu cinste. Deci va fi o lecție pentru noi. Omagiata a mulțumit oaspeților pentru vizită și daruri și i-a servit cu un pahar cu vin. La vârsta sa, doamna Tatiana Stefanișina este optimistă și spune că oamenii în viață trebuie să facă lucruri frumoase pentru a se simți împliniți.